Creșterea indemnizației pentru mame de la 1 iulie, concediu cu plata până la 2 ani și plafon eliminat sunt cele trei modificări adoptate de Camera Deputaților în favoarea viitorilor părinți. După noua lege, indemnizația pentru creșterea copilului va fi calculată la 85% din veniturile părintelui care decide să stea acasă, indiferent de suma câștigată de acesta. Noua formă a legii mai prevede eliminarea plafonului și primirea aceleia sume de bani până la terminarea concediului de 2 ani. Astfel dispare și plafonul de 1200 de lei pentru al doilea an de concediu pentru creșterea copilului. Tot potrivit noului act normativ, indemnizația minimă va crește de la 600 la 1000 de lei, iar cine va decide să se întoarcă la muncă înainte de cei 2 ani va primi un stimulent de inserție de 500 de lei lunar peste salariu. Legea se aplică și în cazul celor care se află în prezent în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de 1 an, dar și pentru cei care sunt în concediu fără plată până când copiilor împlinesc 2 ani. Vis-a-vis de nou proiect de lege, de fapt noua lege care modifică indemnizația de creștere copilului, OUG 111 și stimulentul de inserție, pot să vă spun că la momentul acesta, la nivelul județului Giurgiu, avem 1175 de dosare de beneficiari în plată, aceștia fiind și la indemnizație de creștere copil și la stimulentul de inserție al familiei. Totodată pot să vă spun că din județ avem 990 de femei în plată și 185 de bărbați. Aceștia, după promulgarea legislației, probabil că și dumnealor vor beneficia de aceste modificări legislative. În prezent, legea mai trebuie să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Dacă va fi promulgată de președinte, legea va intra în vigoare de la 1 iulie 2016.